Mulți se întreabă de ce nu vedem efectele restricțiilor, pentru că știm că în ultimele 3 săptămâni sau chiar în ultima lună s-au tot luat restricții, dar nu vedem efectul acestora, ba din contră vedem o creștere a numărului de cazuri de coronavirus. Aici aș pleca de la contextul general. Cunoașteți vreo țară din Europa unde măsurile restrictive, limitate, să fie avut un efect foarte clar? Adică nu există loc unde să fie o altă rezolvare. Sigur, ei au ajuns la lockdown, nu asta e soluția, dar nu e așa că măsurile restrictive în alte părți au dat rezultate. Chiar dacă a fost poate o organizare mai bună și putem să luăm orice exemplu vrem, inclusiv Germania, da? Punctual ai spune în felul următor. Aceste măsuri restrictive, care au fost în urmă cu mai bine de 2 săptămâni, n-au reprezentat activitățile cu riscul cel mai mare de transmitere. Că dacă vorbim de restaurante la interior, nici nu erau foarte mult folosite până acum. Lumea stătea la terase, da? Și practic restricțiile care s-au luat nu s-au referit la acele activități cu riscul cel mai mare. Ca de exemplu, locurile de muncă, faptul că în general marea problemă este cu grupul de cunoscuți. Să știți că problema pe care o avem când există o infectare importantă la nivelul populației este în raport cu cunoscuții. Familia extinsă, grupul de prieteni. De obicei, în aceste situații, nu prea respectăm măsurile de prevenție. Sunt, pe urmă, centrele de îngrijire pentru persoane vulnerabile, care, de asemenea, reprezintă focare de multe ori. Deci sunt aceste activități care nu sunt restricționate și e și greu să intervii, sau mijloacele de transport. Cum este, de exemplu, metroul bucureștean, unde vedem, în ultima perioadă, cei drept n-am mai văzut așa aglomerație la metrou, dar ne amintim acele... Și nu e numai metrou. Hai să ne gândim la microbuz, să ne gândim la autobuz. E greu de crezut că acele măsuri de prevenție chiar sunt respectate, că oamenii au o distanțare corespunzătoare, că este o aerisire așa cum trebuie, că masca e purtată corect. Și sigur că există acest risc. Pe de altă parte, nici nu ai o variantă concretă, pentru că de acele mijloace de transport noi toți avem nevoie. Și n-ai cum să faci în așa fel încât să închizi circuitul pe partea asta.